Roșu, galben și albastru sunt culorile pe care le fredonau copiii la școală, le tălmăceau semnificația, le desenau, dar la televizor se vedeau doar în nuanțe diferite de gri. Abia la sfârșitul anilor 70 a început dotarea tehnică pentru trecerea la color. S-a achiziționat imediat după ce am venit un car Bosch primul și carul color care a fost evident dedicat acțiunilor lui Ceaușescu și care ciudat a făcut, de exemplu, și un revelion, a transmis un revelion color la casa lui Ceaușescu pe cablu. Începând cu 82, au început să achiziționeze care Philips. Imediat după ce s-a introdus sistemul de transmisie PAL în România. Roșu, verde și albastru. Acestea sunt culorile care se aflau pe carul televiziunii române când s-a trecut la color. Red, green, blue sunt culorile primare în televiziune, însă acest RGB ar fi făcut-o pe Elena Ceaușescu să creadă că jurnaliștii televiziunii române au schimbat culorile de pe steagul național. În 1983, România era singura țară din Europa care încă transmitea doar în alb-negru. Directorul tehnic de atunci, Nicolae Stanciu, a luat hotărârea ca pe 23 august de Ziua Națională să se facă prima transmisie oficială color, bazându-se pe faptul că Nicolae Ceaușescu promisese că România urma să introducă televiziunea în culori. Transmisia din 23 august 1983 a fost făcută în sistem PAL, însă nu a fost anunțat în mod oficial că România a adoptat acest sistem. Emisia era de fapt parțial color, adică între emisiunile alb-negru erau intercalate uneori și programe color. În 1970, Tovarășul Ceaușescu a zis, faceți-o în color. Și Stanciu a spus nu. La 1 ianuarie 72 eram capabil să transmit în color. Integral. Am început să transmit în color în 80 și ceva, când... Așa. Parțial color. Acela nu a fost însă momentul zero al transmisiunii în color. Cele două sisteme au mers în paralel, mai ales că televizoarele românilor nu erau color. Cromatic sau telecolor erau mărcile produse în România care erau foarte scumpe și nu puteau fi cumpărate decât cu aprobare specială. Așa că cine vedea în culori programele TVR avea un statut sau cel puțin o reputație bună la el în cartier. Culorile pe micile ecrane au fost însă o mare victorie în istoria televiziunii române. Cea mai mare schimbare eu am considerat că a fost atunci când s-a trecut la color. Încetul cu încetul am învățat cum trebuie să mă îmbrac pentru emisiunile color. Dacă în 1984 proporția programelor color era de 20% în raport cu cele alb-negru, în 1989 s-a ajuns până la 80%. Unii spun că personajele care apăreau pe micul ecran în alb-negru aveau mai mult farmec. Tinerele generații spun însă că nu pot vedea altfel decât în culori. Cert este că inclusiv departamentul știri al TVR a avut perioadele sale gri, dar viața din culise a fost mereu colorată.